Aflat în silențiu stampa față de presa din România, Valentin Ceaușescu a acceptat să dea un interviu agenției americane Associated Press. Singurul fiu rămas în viață al fostului dictator comunist spune că meciul cu Franța a fost extrem de slab, dar că i-a plăcut foarte mult jocul cu Italia. La jocul cu Italia a fost mult mai bine, a fost piții în stare pură, mi-a fost ca un fiu, a fost un jucător foarte inteligent, iar acum a ajuns un foarte mare antrenor pentru că știe să organizeze jocul, crede Valentin Ceaușescu. Omul care a contribuit decisiv la formarea echipei câștigătoare a Cupei Campionilor Europene în 1986, Valentin Ceaușescu susține că nu trebuie să fim triști dacă nu putem învinge Olanda. Piții cunoaște Olanda foarte bine, cred că poate obține un egal, iar dacă pierdem, asta e fotbalul, a mai spus fiul fostului dictator pentru agenția de știri americană.